Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu anticipație în parohia ortodoxă română Nicorinți din Serbia. În mijlocul preoților și credincioșilor de aici s-a aflat astăzi preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a săvârșit cu acest prilej un tedeum. Evenimentul a fost organizat de parohia Nicolinț, Consulatul General al României la Vârșeț, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia și Comunitatea Românilor din Serbia. În biserica parohială, slujba de tedeum a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Cu multă bucurie am luat parte la acest eveniment de suflet dedicat Zilei Naționale a României și care a constat în slujba de tedeum săvârșită în cadrul Comunității Ortodoxe Românești din Serbia, din cadrul Episcopiei Dacei Felix, așadar dintr-un loc foarte important pentru românii din jurul granițelor, la fel cum sunt și cei care trăiesc în Ungaria. Și acest eveniment a fost organizat în acest an la Biserica din Nicolinți de către clericii din cadrul Episcopiei noastre, dar bineînțeles împreună cu reprezentanții Corpului Diplomatic ai Consulatului General al României de la Vârșeț, dar și cu reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și au participat și români din celelalte localități din Voivodina, cu toții bucurându-se de acest eveniment special și de acest prilej deosebit a Zilei Naționale a României. Este deja o tradiție ca în fiecare an, cu o zi înainte de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor de pretutindeni, Episcopia Dacei Felix, în colaborare cu Consulatul General a României la Vârșeț, să organizeze într-o parohie slujba de tedeum cu ocazia Zilei Naționale a României. De această dată, această slujbă de tedeum a fost oficiată în parohia Nicolinț, în această biserică monumentală, am putea spune catedrală, la care am avut deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul nostru pe preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și locțitorul Episcopiei Daciei Felix. Apreciez foarte mult organizarea de către biserică, dar și colaborare și cu noi, Consulatul General al României de la Vârșeț, acestui tedeum, care este foarte important, având în vedere rolul special pe care credința noastră străbună, biserica noastră creștin-ortodoxă, îl are pentru păstrarea identității etnice a românilor de aici, care, așa cum am mai spus, ale căror comunități se micșorează pe zi ce trece. De aceea, acest lucru este foarte important, pentru că biserica are capacitatea de a mobiliza pe etnicii români de aici, de a-i strânge în jurul ei. Ne bucură că și în acest an Biserica Ortodoxă Română, împreună cu Consulatul General din Vârșeț, au reușit să organizeze acest eveniment, în primul rând, eveniment spiritual. Este o sărbătoare mare pentru noi români și noi, Consiliul Național, am reușit în acest an, prima dată, să organizăm și să celebrăm această zi mare pentru noi români și ne bucură faptul că am putut împreună să ne rugăm pentru neamul nostru, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, să ne dea înțelepciune, ca să putem împreună continua cu activitățile noastre pentru menținerea neamului nostru, pentru menținerea identității noastre, culturii noastre. La final, primarul localității Nicolinț a amintit faptul că în anul 2004, tot în biserica Nicolinț, a fost săvârșită pentru prima dată slujba de tedeum de Ziua Națională a României în prezența reprezentanților Ambasadei României la Belgrad, a Ministerului Cultelor din Serbia și a mai multor invitați.